Un meci extrem de dificil împotriva unei echipe bune, echipă cu pretenții și bineînțeles care își dorește play-off. Deci ne așteaptă un meci complicat, sperăm să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor și să câștigăm meciul, bineînțeles. Ziua, glumind puțin, sunteți mai liniștit că aveți în față un adversar care pare că vă merge mai bine când jucați cu echipele bune și reușiți rezultate bune. Da, nu știu ce pare din partea dumneavoastră, dar bineînțeles că eu îmi doresc ca noi să câștigăm fiecare meci, îmi doresc ca echipa să știe să joace atât contra echipelor puternice, dar mai ales contra echipelor, să spunem, mai puțin cotate decât noi, pentru că punctele sunt la fel de importante, indiferent ce adversar ai în față. Dar așa cum spuneam, ne așteaptă, probabil va fi și lume la meci, ne așteaptă atmosferă frumoasă pe un stadion frumos și o echipă pe măsură. Deci abia aștept să jucăm. Cred că important pentru noi să vedem în ce punct ne aflăm, chiar dacă trecem într-o perioadă bună, avem nevoie de validare ca oricare altă echipă și, bineînțeles, continuitate în rezultate. Urmează o perioadă încărcată cu meciuri din 3 în 3 zile. Cum veți gestiona această săptămână cu 3 meciuri? Da, bine, avem un lot numeros și valoric egal, să spun. Avem mulți băieți cu calitate, deci voi rula mai mulți jucători, bineînțeles, pentru că, așa cum spuneam, ne așteaptă 3 meciuri într-o săptămână, începând de sâmbătă. Deci va fi loc și spațiu pentru toată lumea să-și demonstreze calitățile și, bineînțeles, să ajute echipa la să câștige. E mai greu de jucat contra unei echipe antrenate de Cristiano Bergodi, un antrenor italian care merge pe o organizare mai profundă a jocului, nu știu, poate față de alții? Eu cred că în sezonul acesta avem mulți antrenori buni. Cred că vedem că, în general, sezonul este un sezon dificil, mai greu decât în anii trecuți cu echipe. Ați văzut care poate să surprinde și să scoată punct contra unei echipe, să spunem, ca CFR-ul, care câștigă campionatul 5-a la rând. Nu știu ce să spun de Bergodi, am jucat contra lui odată, atunci am avut eu câștig de cauză, dar bineînțeles este un antrenor bun, foarte bun, demonstrează și la Sepsi, cunoaștem, e o cunoștință mai veche a campionatului nostru, pentru că antrenează de mult timp la noi. O echipă care joacă bine, în general, o echipă puternică și, așa cum spuneai, și cu organizare defensivă bună. Bogdan Mitrea și-a luat azi adio de la colegi, va pleca la Craiova, care este sigură, e pierdere mare pentru Sepsi, e capitanul și cred că punctul fix al apărărilor. Mai o pierdere importantă. Acum, cât va fi de mare, se va vedea în următoarele meciuri. Cred că Bogdan e un jucător valoros al campionatului nostru. Mie personal îmi place foarte mult de el. Mă bucur pentru Mirel, că într-adevăr are un fundaș pe măsură care vine și bineînțeles că Craiova devine din ce în ce mai puternică cu soțirea lui. Dar în ceea ce privește Sepsi, așa cum spuneam, vom vedea mai în următoarele meciuri cât de importantă este absența lui. Ca și greutate în vestiar, era un om important, capitanul echipei, deci probabil se va resimți absența lui. În lotul ăsta numeros pe care l-aveți la Rapid, a rămas și Sefer, bucuros. Sau, nu știu, rapid, eu dacă sunt bucuros, o să fac. Eu sunt bucuros, bineînțeles. Acum, cred că și Tony. Acum, sincer să spun, știam că clubul nostru are o ofertă în ceea ce îl vește pe Tony. Nu știam în ce stadiu sunt discuțiile, dar dacă va rămâne sau va pleca, e important pentru el să rămână concentrat în sensul că atât că joacă aici trebuie să dea totul și după aia vom vedea. Mister, bună ziua! Azi e o zi importantă pentru echipele românești în cuplele europene în Conference League.
ce șanse le dați celor trei și la ce meci vă veți uita? Bine, deocamdată Craiova încă nu e televizată, poate va fi. Da, nu știu, probabil voi schimba după unul pe celălalt să reușesc să văd câte ceva din toate meciurile. E o zi importantă pentru fotbalul nostru. Sper ca toate echipele să se califice, pentru că e important pentru noi. Revenind la Rapid, ca fost mare atacant, ai avut vreo discuție cu Dugandiș, care a marcat la primul meci și de atunci nu a mai reușit să o facă? Am discuții cu toți băieții în fiecare zi și cu Marco am avut discuții, avem în continuare. Este foarte important golul pentru un atacant și bineînțeles că și pentru mine și pentru noi ca echipă, pentru că poate să aducă puncte. Dar la fel de important e și munca pe care o depune în teren și faptul că ne ajută foarte mult, fiind un atacant puternic care reușește să țină de minge și de multe ori ajută echipa să iasă sau să respire în unele cazuri. Deci eu sunt foarte mulțumit de Marco până acum. Normal că mi-aș fi dorit să marcheze la fiecare meci, dar, cum spuneam, până la urmă contează și munca pe care o face în folosul echipei. Care mai e situația lui Marzuc? Da, situația, așa cum spuneam, noi ne-am dorit să mai transferăm un atacant. Ideea e că nu ne grăbim, vedem, încercăm să analizăm bine ce atacant și dacă este pregătit să ne ajute din momentul în care transferăm, pentru că nu are rost să așteptăm o lună sau două pentru a-l pregăti. Dacă nu se va întâmpla acest lucru, Marzu va reintra normal cu noi, că de altfel se și antrenează normal cu noi, asta nu este problema, iar dacă am nevoie de el, bineînțeles că va fi luat. Credeți că ați putea să dați lovitura, între ghilimele, dacă echipele românești nu se califică în grupele Conference League și automat nu mai au nevoie de un lot atât de numeros? Ați putea să luați de la una dintre ele? Vom vedea ce se întâmplă. Cred că, în primul rând, cel mai important lucru pentru fotbalul românesc e ca ele, toate echipele, să califice. Nu mi-aș dori să nu, pentru că nu cred că, până la urmă, aduc un plus fotbalului nostru și dă valoare fotbalului nostru. Deci vom vedea după aia ce se va întâmpla. Sezonul trecut, fundașii Rapidului luau multe cartonașe. Galben roșii. În acest sezon nu s-a mai întâmplat acest lucru la nivelul din stagiunea precedentă. Ce s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Să bat în Doamne Ferește că s-a întâmplat. Dacă suntem bine. Adică eu cred că în momentul când fundașii sau în general jucătorii au un cartonaș roșu, câteodată e în acea dorință de a face mult prea mult, nu îmi plac cartonașele roșii sau galbene inutile, în sensul pentru proteste sau alte gesturi nesportive. Asta nu e corect față de echipă și față de club. Dar atunci când văd dorința aceea de a face și de a dorința de a recupera mingea în unele momente și se întâmplă ca să ajungi mai târziu să iei cartonaș, e acceptabilă la un jucător. Am trecut și eu până asta și știu ce înseamnă. Florin Ștefan, cum mai? E bine și aproape și a revenit. Acum începe să antreneze din nou. Bineînțeles că nu vrem să-l forțăm, pentru că nici nu are rost, că nu o să fie în lot pentru acest meci. Sperăm să-l avem pentru meciul cu Universitatea Cluj. Ultima întrebare, 410 bilete pentru fanii Rapidului sunt puține la mijlocul sepsii? 400? Sunt foarte puține, da. Eu cred că putem să avem lejer 1000 și probabil s-ar fi umplut toată peluza. Tot de suporteri legat întrebarea, la ultimele evenimente, de fapt ultimele meciuri ale celor de la Cixere, de la Șep și după cele întâmplate la acel meci inaugurat de la Cixere, s-au inflamat și mai mult tensiunile astea între etnici români și maghiari, vă temeți că ar putea apărea din nou probleme și să se întrerupă meciul, cum s-a întâmplat și la Steaua cu Cixere, dar au mai fost și probleme la meciul lui Sepsi. Adică faceți un apel la suporteri la Cluj, la Sepsi. A răspuns. Am spus poziția clubului și antrenorului să vorbească despre fotbal. Mulțumesc. A apărut un articol cu Albu, că sunt desculpărat pe el.
Da, nu cred că... Da, cu câteva zile adevărat. Da, nu sunt supărat pe Alex. Îl consider un jucător important și valoros al nostru. Clubul, atât eu cât și clubul, avem respect maxim și ne place ca jucător, pentru că de aceea l-am și cumpărat. Bineînțeles că la orice echipă de nivel există și concurență, iar el face parte într-un lot plin de concurență. Asta nu, cum spuneam câteodată, pentru un antrenor ar fi bine să fie tot timpul pus în dificultate, așa cum sunt eu pus de jucătorii mei. Bineînțeles că sunt aici să fac niște alegeri. Acum nu știu dacă sunt cele mai corecte pentru fiecare jucător în parte, dar eu mă gândesc în primul rând la binele echipei și să scot maxim din fiecare joc, considerând sau trimițând în teren 11 care cred eu că poate să obțină acest lucru la acel moment. Asta nu înseamnă că ei nu vor avea șanse pe viitor. Voi da șanse fiecărui jucător să joace, să demonstreze, după aia depinde de ei la ce nivel se mențin și cât de mult o să joace în primul 11, pentru că eu cred că, așa cum vă spuneam de multe ori, de-aia mi-am și dorit jucătorii de valoare să avem, de-aia mi-am dorit și dubluri cu jucători de valoare pe posturi, pentru ca să existe această concurență. Bineînțeles că această concurență ridică și nivelul echipei și nivelul lor ca jucători. Da, pe el l-a simțit, poate, nu știu, cumva supărat, frustrat, poate, pentru faptul că nu joacă, de exemplu, cât a jucat în campionatul anterior, poate. Da, probabil, eu am vorbit cu Alex și vorbesc foarte mult cu el, încerc să-i fiu aproape, știu prin ce trece, pentru că ca fost jucător, toată mă pun și în pielea jucătorilor mei ca să-i înțeleg mai bine. Înțeleg frustrarea, supărarea că nu joacă, dar, cum spuneam, trebuie să descarce această energie pe care o are prin antrenamente, să joace mai bine, cum e cazul lui, cum e cazul și omului Crăici. Nu, adică nu am nimic cu nimeni, nu sunt supărat pe nimeni, pentru că la ce gen sunt eu ca persoană, sunt foarte apropiat de jucătorii mei și în același timp sunt și foarte corect cu ei și tot timpul le voi spune adevărul. Dacă ar fi existat o problemă, el ar fi știut primul. Atacant, mai aduceți Omrani s-a dus în Algeria? Păi, tocmai am răspuns mai devreme la asta, cum ar duc. Ok? Thank you.